Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În platou se află domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Mai avem două subiecte pe care le-am selectat din presa centrală. O declarație a fostului președinte Traian Băsescu: eu nu mai am obiective politice pentru mine. Nu mai vreau să fiu nimic în zona administrativă, adică nu mai vrea funcții sau... Da, eu îl cred, na, chiar dacă Traian Băsescu a făcut multe afirmații, declarații care ulterior le-a contrazis prin faptele domniei sale. Dar bun, îl cred pentru că a fost, mă rog, de la director și alte funcții, da, a fost ministru, primar, președinte. Primar general. Primar general capitale. Ce să mai dorești? Da? Bun, n-a fost prim-ministru. Aici prim-ministru ești numit, nu? Mm-hmm. El a fost, da, în funcție de astea. Deci primar capitala generale, unde ești ales. Cu cei mai multe, da, voturi președinte. Președinte al României. Acum să candideze și să piardă, nu-i seama cum i-ar afecta imaginea. El mereu a avut și poate legenda asta creată în jurul lui. În orice luptă politică a intrat, a câștigat. Da. Indiferent unde a fost. Și normal, el spunea că vrea, a revenit în politică pentru a împărtăși experiența, pentru vrea să scrie o carte, scrie experiența la Cotroceni, la minister, și să împărtășească toate cunoștințele sale cu ceilalți. Da. E logic. În sfârșit, aici este în regulă. Da? La aici e logic și nu cred că... Da. Adică cred și l-au dat cumva pe primarul Clujului, domnul Emil Boc, cu același prilej. Da, a zis că aici va fi o campanie, că la Cluj a făcut afirmația, va fi o campanie corectă pentru că domnul Boc așa. Un contracandidat, adică domnul Boc va fi un contracandidat. Un om corect, fair play și pentru pare. Și Adrian Năstase, într-un comentariu pe blogul său, mă rog, și a fost citat domnia sa, Adrian Năstase, România își merită lesa. Revenim la... Da, ce am discutat și noi, și eu am să picuiesc câteva citate din editorialul ăsta, nu știu dacă nu sunt cumva, nu integral, dar merită. Domnul Năstase, care totuși a fost premierul României, da? Da. Și spune așa: România își merită statutul de colonie. Periodic apar diversi ambasadori străini, de obicei aceiași, în șir indian, și în momente specifice trimit declarații în care precizează că nu comentează cazuri individuale, dar imunitatea nu trebuie folosită ca un scut. Evident că este vorba de imixtiuni inacceptabile în viața politică internă și în deciziile Parlamentului Român. Imixtiuni interzise de Convenția de la Viena referitoare la dreptul diplomatic. Ce vorbeam noi că nu știam exact de... Nu comentez cazuri individuale, dar mă întreb de ce îl macină pe un anume ambasador dacă un parlamentar împotriva căruia a început urmărirea penală, pentru că nu mai are imunitate din 2003 conform Constituției modificate atunci, este băgat sau nu și în lanțuri, așa cum, spre exemplu, se întâmpla în coloniile olandeze pe vremuri. Bine, tot nu pomenește, dar e vorba de ambasadorul olandez. Da? Sau dacă el va sfârși pe scut sau sub scut. Ar putea fi făcute astfel de declarații în Ungaria sau în Polonia? Nu cred. Sau ar putea ambasadorul George Major, ca în locul frumoaselor sale conferințe despre parteneriatul strategic român-american, să critique la Washington nu cazuri individuale, ci discursurile rasiste ale lui Donald Trump? Nu cred. Poate că ar putea, cel mult, să notifice nemulțumirea guvernului român în legătură cu diverse legislații. Evident, nu în ceea ce privește faptul că România a ridicat vizele pentru americani, dar SUA ne comunică, în schimb, an de an, că suntem pe drumul cel bun pentru viza waiver. Românii sunt buni ca parteneri în teatre, dar nu pe teritoriul american. Da? Aici o observație foarte pertinentă. Aliați în Irak, în Afganistan, unde o fi, suntem perfecți, dar ca să intrăm... Nu pot să înțeleg slugărnicia noastră balcanică, lipsa de demnitate în a decide, fără dirigenți sovietici, americani, germani, chinezi, etc., asumându-ne cu bune și cu rele drumul pe care mergem. De aceea merităm MCV-ul, o lesă care ne ține pe drumul cel bun. Bun, ce mai e de comentat aici? Am zis și noi în mari lucrurile astea, asta e realitatea. Da. Asta e realitatea. Și, repet, vorbește un fost premier la României, un premier care a fost foarte bun, ca premier, da, care a făcut, mă rog, a făcut el altele, așa, un om politic, iar, foarte bun. Da. Trecem la titlurile din Monitorul de Suceava de săptămâna trecută. Armata de candidați ai PNL Suceava la alegerile locale a fost lansată în luptă
în prezența liderilor Blaga și Gorghiu. Aproape titlul, ca și acum 8 ani de zile, în 2008. Ați amânat titlul așa? Da. Armata de 91 de primari, în 18 februarie, îți spun exact. Da, nu mai... Da, 2008. Bine, da? Deci s-au lansat. Așa era titlul în 2008, în momentul ăla? Da, armata de 91 de primari a uite, fost vezi, prezentată de Iorghe Vale, Fătăr. Poate nu-i întâmplător bine, titlul. Nu, pentru că a folosit cuvântul armată chiar liderul liberalilor suceveni, da, bine, domnul Fătăr. Odată. Da, eu ziceam că poate nu-i întâmplător, mă uitam din altă perspectivă. Te rog. Îți lansarea celor candidați, mai puțin unul. Da. Extrem din Porta, în Rădăuț, unde, mă rog, e altă zonă, da? Nu degeaba ei vor să facă județ, voiau pe vremuri, în anii 90. Bun, voiau nu județ. De asta că vreau, ei, da, o discutăm poate despre asta, dacă avem timp. Lansarea asta, adică, denotă așa forță, da? Da. Și mobilizare. Da, e o mișcare politică foarte bună. Eu am fost și eu acolo să văd, Da. Da, ca jurnalist, să văd cum e treaba. Sala era arhiplină. Da. Era arhiplină cu jumătate de ori înainte de începere. Da. Deci, erau mulți care au rămas prin afară. Da. Bun, erau unii aduși așa, alții așa. Da. Erau foarte mulți veniți. Era și mobilizarea. Da. Bun, repet, mobilizarea oamenii care își aduc, responsabili de zonă. Da. Dar, dincolo de asta, imaginile care le vede alegătorul la televizor, le vede în ziare, ce arată bine? Forță, forța partidului. Hotărâri, determinare. Hotărâri, da? Determinare, tot. De asta zic. Și arată forță, și de asta comparația cu armata, ai bun, da. Ai folosit domnul Gheorghe Fătăr, da, și acum armata, cum a folosit acum 8 ani, dar și impresia care ți-o transmite, știi, adică ca așa un tăvăluc care vine, rade tot. Deci, ca mesaj, ca mișcare politică, mișcare politică care precede un mesaj, mesajul ăsta de forță, o astfel de manifestare, de lansare, e foarte bun. Da? Nu, degeaba americanii fac un spectacol din așa, acest moment. Un spectacol, da? ca să vadă toți oamenii. Da, uite, da, ce mulți vin la noi. Da? Da. În schimb, PSD-ul ce face? La Suceava. Face niște lansări mici, lansează candidații din zona Rădăuț, zona Siret. Ilegalitate. Zona, aproape, dar parcă sunt ilegalitate. Câte 5-6 acolo... Ca să nu-i acuzăm că se ocupă de festivisme și așa mai departe. Ori este foarte clar, e un eveniment politic care trebuie tratat serios. N-am inventat-o noi, da? De când se face pe pământ... Vale, uite, mi-aduc acum... Da. Era prin... Adică nu ne-am trezit noi acum... De ce nu fac? Când ne-am trezit noi să-i criticăm că, uite, iată, s-au apucat de festivisme și cu administrația, da, poate mai... Asta e o percepție. Țin minte, eram prin 90 ceva, nu știu cum am să aminte acum de discuția asta, eram prin 90 ceva și venise Petre Roman, nu știu la ce candida atunci, sau urma să candideze. În 96 atunci la președinție? Nu, era după 96 sau după 2000, nu mai... Nu, cred că era după 2000, da. Plecasem, da. Nu, tot nu finis, da. Da, după 2000 era. Da, era... Așa, și era o zi de vară frumoasă, tot de vară, de primăvară, era o zi călduroasă, așa, caldă, frumoasă. Și era o scenă în fața Casei Culturii, Petre Roman vorbea, câte 200-300 de oameni. Și vorbeam atunci cu un lider local, era la PD atunci, parcă Petre Roman. Da, vorbeam cu un lider local și mă numește colegi jurnaliști, le spuneam, bă, nu înțeleg ce n-ați adus oameni. Cum colegul spune, uite, parcă ai gândire comunistă, faci ca PSD-iști, îi aduc oameni cu forță. Băi, oameni bune. Da, oamenii aia care vineau la toate manifestările astea, nu fiind copii, toate manifestările, fiecare membru de partid, liberal, PSD-ist are sarcină, aduci 5-10 oameni, da? Să umplem piața, da? În momentul în care umple piața, e un mesaj de forță transmis, da? Revin la ea cu Petre Roman, treceau oamenii pe acolo, se uitau, s-o prea unul, doi. Dacă vedeau că erau 500.000 de oameni, sigur s-au adunat mai mulți, vadă, ce e acolo, ce e acolo, da? Asta nu pricep PSD-ul. Și în plus, faci o chestie, plus, da, aduci 2-3 oameni, fiecare activist are, eu știu, responsabilități pe zonă, da, vii cu 3-4-5 oameni, de regulă sunt consilieri, vin pentru că aici, cu prilejul manifestării,
sunt transmise o serie de mesaje, da? Mesaje pe care trebuie tu să le duci în comuna ta, în orașul tău, da, corect, da? Mai da, departe. Dincolo de asta, ideea care ți-o dat așa de forță, băiața a primat, da. Președinții, Blaga, Gorghiu, vin acolo pe scenă, băi, ce tare, da, suntem noi, da, dar ce important e Suceava. Iar PSD-ul în timpul ăsta, în aceeași zi, PSD-ul lansa la gura humorului 5 sau 6 candidați. Nu știu că are până acum lansat vreo 40 de candidați. Da? Da. Așa, vorba ta, în ilegalitate. Câmpul, gura humorului, Rădăuț. Rădăuț a fost zona... Zona Siret, parcă mai fost. Da, nu? Și Siret, da? În weekend, da. Total, da, au fost... 40. Nu, dar... Da, făcând cronica, așa, cronica acestor lansări a fost și pe măsură în... în ziarul Monitorul de Suceava. Adică atât ai lansat, atât ai prezentat, atât ai meritat. Păi da, nici da? Nu poți altfel. Da. Vreau la un moment dat chiar, cred că gândeam a doua zi la pagina. Sub 1000 de caractere. Da, de ziar. De text. Bun, plus că altă chestie, dincolo de asta, să inviți presa. Bun, lansezi 5-6. Da. Invită presa, domnule, lansăm. Știi, până acum, nici noi ne-am urât să mergi să tipim cu PSD-ul prin sincer, județ. Noi am primit invitația venită la Rădăuți, invitația primită de la domnul Nisor Tătar. Nu, stai, la Rădăuț am fost și noi. Până la asta, într-adevăr, la Rădăuț am fost, dar invitația, cum ai spus, primită la domnul Nisor Tătar. Da. Și am fost, da? La gura humorului nu ne-a invitat nimeni. Mm-hmm. Adică eu cel puțin nu știu, poate invita pe colegii mei, dar nu cred. Că mi-ar fi spus. Noi am fost invitați tot de candidatul din gura humorului din partea PSD. Deci noi nu am fost invitați, că mi-ar fi spus colegii mei ce facem, mergem sau nu mergem. Da? Dar n-ai cum, mă gândeam atunci chiar când făceam pagina pe a doua zi. Ziceam, bă, hai, normal trebuie să dai o... să asiguri o echidistanță, știi? Au fost lansați candidații la PSD, candidații... Da, ui câte știri aia pe scenă acolo, 5-6 oameni aici, atâția, nu poți. Da. Deci, corect, echidistant, nu poți. Acolo spațiu pe măsura, pe măsura evenimentului. Da. Încă un aspect spus cu prilejul lansării liberalilor, candidaților liberali, au venit liderii PNL din Botoșani, din Neamț, și la Suceava, au venit la Suceava și de pe scena Casei de Cultură au vorbit despre regiune. Despre regiuni, despre regionalizare. Important. La lansarea liberalilor suceveni. Iată, n-au vorbit suceveni, vrem regiune cu. Nu au venit lideri liberali. Aspect pe care l-am și pus în discuție, în dialog cu Blaga și cu domnul Blaga și cu domnul Flutur. Deci, o chestiune, nu s-au trezit suceveni să vorbească despre regiune, eu știu, regionalizare și așa mai departe. Adică, eu aspect, adică recunosc că organizația este... Am mobilizat la PNL, au venit toți parlamentari, bun, mai puțin domnul Băieșanu, care își caută încă locul la momentul de față. La Rădăuț, unde am fost și noi, da, au lipsit niște parlamentari. Bun, cineva zice că n-avea treabă cu zona, dar au fost alții, domnul Bereanu, domnul Cioată, care n-avea nici treabă cu zona. Da? Păi ori aduci pe toți, ori nu-i aduci pe cât, decât pe cei care au treabă cu zona. Da. Da? De-aia zic... Nu știu, genul ăsta mai treaba lor, fiecare cum... Că și cum te organizezi, da? Lasă da, modul de organizare. Lasă vale urme, și sufletirea oamenilor. Adică... Ăia ies din sală de la PNL, mamă, ce plin a fost, bă, nu aveai loc să arunci, nu puteai să intri în sală. Da. Și e realitatea. Da. Nu puteai să intri, nu găseai un loc, nu că nu găseai, nu puteai să intri în sală. Da, deci cu jumătate de ori înainte am venit, eu am încercat să intri, nu puteai să intri. Vreau să văd cum e, bă, gata, am aruncat un ochi deasupra, să văd sala plină și pe scări acolo, da? Cei la PSD, da, acolo... O să ajungem. Cu prilejul lansării, domnul Lungu și-a prezentat programul pentru alegerile care vin, pentru un nou mandat de primar al Sucevei. Ai spicuit? Te-ai uitat un pic? Așa nu? Nu. Un singur punct am văzut. Da. Nu, un singur punct care mă interesează. E cel referitor la zona de agrement. Da? Care, spuneam, mai spune, asta reprezintă Sucevei. Da. Da? Ori am văzut că asta este în proiect și mai mult, aș deja să nu că este, urmează să fie scoasă la licitație. Da. Da? Da. În perioada asta. În perioada asta urmează să fie scoasă la licitație. Deci deja nu este, are finanțare, da? Dar până atunci o să mai tragem o fugă la gura humorului, o să mai tragem o fugă, iată, și la fălticeni. Da, dar bun, faptul că urmează să fie, deci, asta aici nu-i doar, reședința de județ, da, nu-i doar un proiect, nu-i doar un
un proiect dintr-un program, din program electoral. Nu, nu, nu. Ele este deja... Asta cu zona de, nu, de, agrement. De agrement, da? Deja urmează să ai făcut proiectul, urmează să fii scoasă la licitație, da. Deci există finanțare. Asta dă Dumnezeu într-un an, poate gata, da? Vedeți că asta e una din marile lipsuri ale Sucevei. Da? Da. În weekend vrei să ieși... Până reușești să rezolvi problema la cu cinema, parcul, da? Da. Parcul... Da. Până rezolv, așa, să ieși plimb, să... Da. Bun, da. Mergem până la Humor, la Fălticene, aproape, dar asta da. Are, am reținut pentru că... Da, e una din marile lipsuri ale Sucevei. Pentru, hai să-mi și altele, da? Da. Pentru că am vorbit despre activitatea politică a PSD-ului, iată, a fost lansat, făcut cunoscut, de fapt, votat, agreat în structurile județene cel puțin. Am înțeles că și București urmează să fie din nou confirmat, mă rog, o confirmare, dar deja e aproape clar că domnul doctor Tiberius Brădățan va candida din partea PSD-ului pentru primăria Suceava. E bine? E rău? Bun, e bine dacă pentru cine? Părerea, n-aș fi vrut să-l încurajez să rămână medic, cum am spus eu, după alegerile parlamentare, un stâlp al comunității noastre. Nu s-a manifestat chiar în pentru că n-a avut nici partid în spate, precum, hai să spunem, PNL-ul sau fostul PD, ca să nu menționăm neapărat PNL. Adică mai hotărâți, mai fermi, mai deciși, mai articulați în acțiuni administrative sau chiar politice. Cum vezi candidatura dumneavoastră? Cine este cum s-a manifestat? PSD-ul. Ah. Că, da. Eu pe tip Brățan îl știu din vremea în facultate. Da, deci din 90 ceva, în secolul trecut. Da. Nu, el e un om demn de tot respectul. Cum ai spus tu, un stâlp a societății, ca medic, ca și consilier local, ca director adjunct al spitalului. Probabil la ora actuală e cea mai bună variantă pentru PSD. Da. Da? E cea mai bună variantă pentru PSD. Are șansele lui. Are șansele lui, avea șanse mult mai mari, infinit mai mari dacă ar fi candidat și Ioan Bălan și... Ionu și domnul Băieșanu. Da, și Alexandru Băieșanu. Numai, na, e greu acum să te lupți cu anvergura lui Ion Lungu, în primul rând. Da. PSD-ul iar a greșit, pentru că de atâția n-a mai avut de cel mai puternic partid, n-a mai avut un primar. De la Marian Ionescu n-a mai avut primar al Sucevei. Nici până atunci. Cum? Nici până atunci, până la Marian Ionescu. De fapt, stai, el a fost ales pe listă de PD, nu? Nu, nu, nu. A trecut cu PSD, PSD de ziua lui, în februarie sau în martie. Ah, da, da, da. Chiar în anul electoral, cu domnul Botezatu și așa mai departe. Da, bun, da, da. Vezi, era provenit din PD. Da, da. Da. Așa. Deci un PSD-ist pur sânge, da? Tibi Brădățan a intrat în campanie acum pe ultimii metri, nu știu, n-am discutat cu el chestia asta intime, dacă a vrut, dacă n-a vrut, ddacă partidul n-a găsit, da? Dar un partid de talia PSD-ului trebuia să-și găsească de mult un om și să-l promoveze, da? Să-l promoveze pentru a ocupa ca viitor primar al Sucevei, da? Da. Dacă această persoană e Tiberius Brădățan, foarte bine, dar partidul, repet, trebuia să-l promoveze de acum un an, de doi ani, da? Să înceapă. Și să spună chiar, acesta e viitorul primar al Sucevei. Da, să obișnuiască oamenii. Da. Da? Să bănuia că domnul Brățan va candida, va fi candidatul PSD, pentru că era cea mai bună variantă. Da? Dar, repet, partidul n-a făcut, hai nu că n-a făcut nimic, a făcut prea puțin pentru a sprijini imaginea lui Tiberius Brădățan ca și candidat al PSD. Da? Și nu acum, de în ultima săptămână, când a anunțat mai mult că poate la instanțele presei. Da. Hai, aveți și voi candidat, că și-au desemnat toți candidați. Da? Bun, probabil au și niște termeni, trebuiau să facă. Dar, repet, asta e concluzia. Da. PSD-ul a făcut mult prea puțin, dacă nu deloc, pentru a promova pe Tiberius Brădățan sau alt candidat, ca și candidatul PSD, viitorul primar al Sucevei. Și încă un titlu, PSD și liberale suceveni și-au schimbat între ei primarii, precum fotbaliștii tricourilor. Interesant, o sinteză interesantă. Da. Mă rog, altul la titlul inițial, care vrea să pună colega mea, am zis să abțină, dar
Da, făcuse noi o analiză, o discuție de asta, că ne uitam acum, colorilor, ne uitam la actuale candidature, știi? Primari care au fost aleși acum 4 ani pe listele PDL, acum sunt la PSD sau... Și, da, și colegii Madana Mureanu, hai să facem... Ia să vedem. Bine, nu ar fi frumos să facem, ba, dar frumos, ia fără. Ia să vedem la 2-3, când coro? Nu, știu, știam că sunt mult așa, într-un număr așa, nu ar fi frumos să facem, e frumos, ia fără, tuși, a făcut. Ce vreau și misiunea trecută, chestia asta cu reformare, reformăm partidul, acum spunea zilele trecute un prieten meu de la... Ce bă, Tibi, uite, vezi ce reformare, ce... Bă, nu o să vedem niciodată reformare. O să reformare la PNL sau la partidele astea. Însemna toți în frunte cu Vasile Blaga să plece, vin alții tineri și nu o să întâmplă niciodată. Astea cu reformare, renoiere, reîntinerire, vezi numai praf în ochii electoratului, că poate câștigăm niște procente, în rest totul se face cinic pentru votul ăla, în plus, în plus față de adversarul ca politic. Ca să ajungem la putere. Asta e scopul. Să administrăm bine comuna, orașul, municipiul și județ. Da, ajungem la putere și în Parlament, că aici e marea luptă. Da, dar de asta se fac toate astea. Nu contează primarul că a trădat, când a trădat. Principalul, dacă are șanse mari să fie primar, că și la PNL s-aducă voturi. Sunt câteva cazuri, nu vreau să dau nume acum, chiar discutam dimineața în redacție, sunt vreo 2 primari cu dosare penale în instanță și la un pas de condamnare. Mm-hmm. Da? Da. Ea s-ar putea să fie condamnat să-și pierdă mandatul. Dar ce interesează la București? Ea trebuie să rezistă primar până la alegerile din toamnă. Da, da? O aduc voturi după aia pot. Da? Pentru că acolo, în toamnă, dacă avem majoritate, ne facem majoritate, putem manevra noi, putem să dăm și lege, desființăm DNA-ul, spre exemplu, sau facem una, nu știu, cum ne convine nouă. Da? Cam atât pentru astăzi, Tibi. Mulțumesc pentru participare. Cu multă plăcere. Aici se încheie emisiunea, doamnelor și domnilor, Bucovina Retrospectiv. Rămâneți cu știrile Bucovina TV prezentate de Oana Cocoș. Numai bine!